se vede uscarea creșterilor din ultimul an. Uscare care este atipică. O secundă. Găuri care au fost date cu burghiu într-un ciorbă lor. În rădăcini. Ce este ea? În scopul uscării lui. La fel. Cum arată rădăcina arborului și haideți să căutăm să vedem dacă are gaură dată în rădăcină. S-a găsit. Uitați. Și bănuiesc că în jur găsim și da, o să fie conul generat aici de burghiu. Da, și are o adâncime, uitați, cam 10-12 cm. Uitați-le. Puneți-le lângă conurile cum au fost scoase din. Eventual băgați un con ca să vadă exact cam. Așa. Și așa arată arborile care a fost afectat. Asta este limita proprietății. Și toți arborii care au fost distruși, o să le vedeți cu burghiu, sunt arbori de mare valoare economică și sunt în interiorul unei singure proprietăți. Cu portocaliu este limita proprietarului. Deci doi arbori identici, unul pe proprietatea unei persoane care a fost găurit și care prezintă fenomene de uscare. Început de uscare, ca să spunem. Început de uscare și celălalt. În rest, pădurea nu are nicio problemă de sănătate. Nu sunt semnalați atacuri puternice de dăunători sau altceva. Se vede cum arată masivul și cum arată fâșia. Proprietatea aceleiași persoane. Pe această proprietate avem la fel situația în care am întâlnit-o și anterior cu arbori care sunt găuriți la rădăcină, arbori buni, sănătoși, care sunt găuriți la rădăcină în vederea uscării. Aceasta este suprafața de pădure pe care o deține în posesie. Filmăm imediat și arborii găuriți. Acest arbore, care îl prezentăm, are găuri la rădăcină. Se observă că acele au fost îngălbenite numai pe capătul ramurilor,